am plâns la această poezie. Cu prețul vieții a adus un suflet ca rod de mântuire. Și am stat și m-am gândit că sunt oameni dispuși să plătească orice pentru a duce pe cineva la mântuire. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. N-am obiceiul să văd pe cineva în biserică și să nu cercetez. Da. Și când ne-am văzut pe ei, așa, fratele Daniel, m-am întrebat de unde sunteți, suntem de la Delma. Ce ascultat? Ce am auzit că e un botez? Am auzit de numele tău, Costelia Mandeș și noi te-am văzut pe Facebook, te-am văzut pe astea, dar am vrut să te vedem personal. Dacă lucrurile așa stau, o să ne bucurăm. Mi-am bucurat până la 4 și 10 minute de dimineață și faptul că iubesc pe fratele Sandu și Domnul să ne cuvânteze, am dorit să vin și ca să vă mulțumim. Nici acum n-a ieșit doza de somn din mine, dar totuși, când ai dragoste, Doamne, dă-i putere. Slăvit să fie Dumnezeu. Așa, iubiții mei frați, am stat cu ei de vorbă, mă ne-am bucurat, o să facem o evanghelizare și mai acolo, în Telorman, unde sunt ei, în Islas. O să plecăm un grup de frați, și anul ăsta mi-am propus foarte, foarte multe evanghelizări, la nivel național, bineînțeles, că de internațional m-am săturat de internațional. Și vreau cu ajutorul Domnului Iisus Hristos să lucrăm împreună. Iubiții mei frați, ne pregătim pentru un cuvânt, dar nu înainte ca fratele nostru Daniel, Domnul să binecuvinteze, să ne recite o poezie frumoasă și Dumnezeu să binecuvinteze pe această linie. În urmă, vom asculta și un cuvânt din partea Domnului și dorim ca Domnul să binecuvinteze și pe frații care se botează în ziua 50-mii, m-aș fi bucuros să fie o 50-mii în viața lor, nu în calendar. În calendar există 50-mii și pentru lumea de afară. Noi am vrea să avem 50-mii sărbătoarea în inimă.